Bună ziua, bine v-am găsit la un nou episod din Șahmat. Sunt Ciprian Crețescu și astăzi îl am alături pe șahistul român care s-a aflat în echipa lui Fabiano Caruana la meciul de titlu mondial cu Magnus Carlsen. Este vorba de marele maestru internațional Cristian Chirilă, sosit din Statele Unite. Salut Cristi, bine ai venit la Șahmat. Salut Ciprian, mulțumesc pentru invitație. În 2009, la 17 ani, Cristi Chirilă era cel mai tânăr mare maestru internațional din România. La 9 ani a cucerit primul său titlu național la juniori. La 13 ani concura deja cu mari maestri în campionatul național de seniori, unde a reușit un remarcabil loc 9 și în 2007 a devenit campion mondial la categoria de vârstă 16 ani. Apoi s-a stabilit în Statele Unite, unde și-a efectuat studiile. Acum este unul dintre cei mai importanți promotori ai șahului și, așa cum vă spuneam mai devreme, l-a secundat pe Fabiano Caruana în recentul meci pentru titlul mondial la șah încheiat cu victoria lui Carlsen la tiebreak. Spune-mi, Cristi, cum s-a văzut meciul de titlu mondial din interior? A fost un meci foarte greu. Meciul cumva a început undeva prin martie, după turneul candidaților. Eu am început să lucrez cu Fabiano înainte de turneul candidaților. În februarie am avut prima tabără de pregătire în Miami, care a mers foarte, foarte bine. Ne-a plăcut anturajul, ne-a plăcut cu cine am lucrat și am decis să continuăm colaborarea. Bineînțeles, a câștigat turneul candidaților, după care am intrat în pregătire. Pregătire, el a jucat foarte multe turnee pe timp de vară, a fost și Olimpiada la care am participat și eu. Meciul cumva a fost culminarea. A participat în echipa României. În echipa României, da. Trebuie specificat, da. Pentru prima dată, ceea ce a fost o experiență extraordinară și pentru mine. Dar cumva meciul a fost culminarea acelor luni de pregătire. A fost un meci foarte interesant, o experiență pentru mine și pentru Fabiano, pentru toată lumea din echipă, destul de interesantă. Era doar Kasim Janov cel care avea experiență de campionat mondial, noi eram cam noi. Cumva asta ne-a și ajutat. Inclusiv Fabiano, care era primul lui meci de titlu mondial. Da, cumva asta ne-a și ajutat. Am avut un curaj din ăsta al începătorului, știi, că nu știam ce ne așteaptă și cumva cum când am intrat în meci, ne-am dat seama că o să fie extrem de greu, bineînțeles, asta nu ne-a pus mari probleme, dar într-adevăr a fost un meci foarte, foarte greu, un adversar extraordinar și ne așteptam la treaba asta, știam că o să fie un meci foarte greu, cred că am jucat destul de bine, Fabiano a jucat destul de bine, ne-am pregătit destul de bine pe parcursul întregului meci. Din păcate, tiebreak-ul, Magnus a fost un favorit clar, Fabiano. Să spunem celor care poate nu știu, partida programată pe 12 runde s-a încheiat cu 12 remize, s-a intrat într-un tiebreak unde s-a jucat șah rapid. Da. Practic, titlul de mondial la șah clasic a fost decis în 3 partide de șah rapid. Da. Oarecum frustrant, bănuiesc, pentru echipa voastră. Astea erau regulile și cumva știam unde ne ducem, știam că trebuie cumva să încercăm să terminăm meciul înaintea tiebreak-ului. Din păcate nu am reușit, am și luat anumite riscuri în anumite partide, mai ales cu albul, când am putut face acest lucru. Din păcate nu s-a materializat. Am avut șansele noastre, Magnus a avut șansele lui, a fost un meci foarte, foarte tens. Vom vorbi mai multe pe tema asta în interviul pe care telespectatorii îl pot găsi pe pagina noastră de YouTube. Cristi, am urmărit multe din streamurile tale pe Twitch și pe chess.com, acolo vorbești numai în engleză. Astăzi vom avea posibilitatea să te vedem vorbind în limba română, explicând mutările în limba română. Te invit să deschizi prima partidă școală din această emisiune. Să începem. Bun, jucăm cu RSH567. O să încep, sper, cu Grunfeld. Nu, joacă mai pasiv. G6, o să vreau să-mi fianchetez nebunul pe G7. După care, mutarea tipică din Grunfeld, D5. Atac centrul imediat, el joacă cumva mai pasiv. Acum a jucat nebune 2, deci o să pot să iau un C4. O să-l forțez pe el să repete mutarea cu nebunul. După nebune 2 trebuie să mai piardă un tempo, ce vroiam eu să-l aștept să facă nebune 2. Trebuie să-l aștept să joace nebune 2 înainte să iau un C4. Și acum, imediat, încă o dată îi atac centrul. Partidele sunt blitz de 5 minute, fără adăugare, așa că cumva trebuie terminată partida în timp,
Va trebui să fiu atent. Eu am probleme cu timpul mai... tot timpul. Acum că și explici, trebuie să fiu și eu atent, să te atenționez când intri în criză de timp. Da. Dama 5, nu am vrut să schimb damele pentru că vreau cumva să creez un atac asupra regelui advers. Cal C6, vreau să joc tură de 8, să-mi centralizez tura. Nebun G4, chiar o să joc nebun G4 prima oară. El nu mă atacă chiar deloc și acum am o poziție superioară, cred, prin prisma faptului, pentru că nebunul în G7 e cu mult mai activ decât nebunul lui în C1. Acum, cumva, el pierde anumite tempo-uri. Îmi voi da perechea de nebuni, ceea ce nu e tot timpul recomandat, dar voi întinde o capcană. Dacă mi-am B7, o să joc tură B8. Și atunci nebunul lui din B3 nu va mai fi apărat. Își va trebui să-și pună dama pe A6, tură ia B3. A văzut. N-a picat în capcană, din păcate, dar am avantaj de dezvoltare, ceea ce e un atu foarte, foarte important. Tură de 1, o mutare bună. Nu vreau să iau nebunul din C1, pentru că acel nebun este nebunul lui rău. Inactiv. Inactiv, da, cumva. Așa că o să încerc să găsesc o altă alternativă. Cal de 3 cred că a fost o mutare mai puțin bună. O să încerc cu damă B6. Îl las să-mi ia în D3, dar îi voi lua și eu nebunul din B3, care e nebunul activ. Damă B6 e de fapt o mutare destul de proastă. Să vedem dacă vede nebunia F7, ceea ce-i mutarea. Da, a văzut-o. Bun. Jucăm cu pionul în plus. Asta e. Îi luăm. Punem tura pe D8. Nu este ce am vrut în această partidă, dar luptăm. Jucăm cu pionul lupta continuă. În minus. Jucăm cu pionul în minus, lupta continuă. El are în momentul ăsta un pion în plus, da. Bun, dacă joc rege F8, nu-mi place mutarea lui E4. Dar o să joc rege F8, nu vreau să schimb damele. Alternativa era dama E6, doar că n-am vrut să joc. Nu dama F6. O să încerc să pun presiune la timp. Compensație cam puțină. Cam puțină pe partea mea. Avem parte de un adversar foarte atent. Este foarte atent. Și acum o mutare bună e E4, cum ziceam. Pentru că el, problema lui este nebunul din C1. Singura lui problemă. Dacă reușește să-și activeze nebunul pe E3, după care tura va intra în joc, tură de 1, poziția lui va fi foarte confortabilă, plus că are pion în plus. Eu am nebunul în G7 foarte activ, regele în F8 destul de slăbuț. Deci abia acum s-a reconectat, îmi zice software-ul. Cumva cred că s-a deconectat la un moment dat. Cal la 4. Nu cred că este o mutare foarte bună, pentru că voi da un șah intermediar. Îmi ataca dama. Da. Am dat un șah intermediar. Asta a fost consecința mutării cal la 4, pentru că nu mai apără câmpul D1, ceea ce mă lasă să-i leg nebunul ăsta. Nebunul ăsta nu va mai pleca, cel puțin nu în viitorul apropiat. Încă un șah, va trebui să joace G3. Sau, damă F4, din păcate, aveam o idee, doar că n-a picat iar în capcana mea. Bun, hai să încep. Am câteva opțiuni în această poziție. Pot să schimb damele cu mutarea damă D5, amenințând șahmat la H1, forțând schimbul damelor. După care nebunul lui din C1 iar nu va muta, doar că cumva aș dori să-l fac mat. Să vedem dacă se poate. Mai am 2 minute la dispoziție. Nu pot nici să pierd prea mult timp, pentru că el vrea să vină înapoi cu calul și cumva să-mi alunge tura de pe D1. Bun, hai, schimbăm damele. După ce schimbă damele, calul va fi centralizat, plus calul lui în A4 nu va mai avea câmpul C3 de retragere. Ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că îi va fi foarte greu să se dezlege pe linia întâi. Să vedem ce va decide.
Dacă joacă calce 5, nu prea ceea ce a și jucat. Bun, îmi atac în B7, vrea să joace și cale 6, probabil să-mi ia nebunul din G7. Să ne gândim. Să-i mai dau un pion? Să-i mai dau un pion sau să-i nu-i mai dau un pion? În momentul ăsta aveți... Sunteți la egalitate de timp. 1 minut 50. Mai tu. Da. Cumva nu mi-am dat seama de mutarea asta cal C5. O să-i mai dau un pion. Vreau să-mi salvez nebunul. M-am apărat împotriva mutării cale 6. Îi dau pionul de la B7, dar măcar acum cumva o să încerc să-mi redirecționez calul la B3 sau la D3, undeva unde să pot ataca nebunul din C1. E o poziție cumva, un joc mai strategic, așa. Bun, el vrea să vină cu calul în C4, cred. Să vedem. Vom asista acum la o serie de manevre. Da, după cum v-am spus, vreau să-mi aduc calul în B3. Da. Ceea ce cumva el mă lasă. Greu, da, să mai... nu prea văd cum ar... Cal de 2. Da. Cal de 2, dar după ce joacă cal de 2, o să joc cal de 3. Deci eu am două câmpuri. Exact. Nu le poate apăra pe amândouă, din păcate, pentru el. Bun, și avem și 20 de secunde în plus. Oh! Acest nebun se va lua, cu siguranță, ceea ce așteptam de ceva vreme, cumva. Și acum iar îl legăm pe a doua linie. El vrea să joace B4, cumva să-și activeze tura. Îl legăm pe a doua linie, îi luăm pionul din F2, acum cumva o să încercăm să creăm o plasă de mat. Nu, da. A abandonat. A abandonat. Bun. Da. Foarte, foarte interesant. Jocul a pierdut, practic, jocul de final. Da. A fost atent până spre final, când l-ai copleșit. Bine, cumva, în final știam că am compensație. Nu am văzut că poate să-mi ia în F7 și că dau un pion, deci aia a fost gafa mea. Dar în final, într-adevăr, din cauza legăturii pe linia întâi, ceea ce cred că a fost problema lui de la început, după ce a jucat cal A4, n-a fost ușor să se dezlege. Și foarte interesant faptul că ai preferat să dai un pion, dar să-ți ții nebunul, să nebunul. Nu pierzi nebunul. Da. Da. Cristi, se poate spune că ai șahul în sânge, tatăl tău, Radu Chirilă, este un cunoscut arbitru internațional. Cam pe la ce vârstă ai fost atras, cucerit, într-adevăr, de acest joc? Eu am început de la 5 ani. Tata, bineînțeles, a fost cel care m-a inițiat în jocul șahului. Cumva am început să-mi placă când am început să joc bine. Ceea ce a fost pe la un 7 ani. Destul de devreme. Destul de devreme, da. Așa cum am spus mai devreme, ești cel mai tânăr mare maestru internațional în 2009, la 17 ani, ți-ai luat normal, da. Mai avem timp de o partidă școală? Sigur. Mai încercăm? Sigur. Mai știu că una. Bun. Greenhorg 1904. Tot cu negru. Deci nu prindem alba deloc. Asta e. Ai opa. Venit îmbrăcat în negru. Este... da. O surpriză. Cumva mi-a dat un pion de la început. El cred că se aștepta să joc D5, nu știu. Sau o fi un gambit. Necunoscut. Pentru că eu n-am mai jucat niciodată împotriva unuia care a jucat E4. Sunt tot felul de deschideri noi la momentul actual pe care cumva internetul le găsește și le introduce. Bun, cal C3 vrea să-mi destabilizeze calul N4, eu vreau să-l las acolo sau să-l forțez pe el să-mi dea nebunul, ceea ce este un nebun foarte puternic. Asta e o gafă strategică enormă, pentru că acum o să am câmpurile D3, F3, practic toate câmpurile albe din împrejurul regelui vor fi foarte, foarte fragile. Calul se direcționează spre câmpurile D3. Mi-ar place ca virgulă, calul lui să nu fie pe G1, pentru că aș putea să joc cal F3 și să iau dama, șah-dama. Din păcate nu pot să fac treaba asta, ceea ce este ok. Vom încerca
Avem câteva opțiuni. O să-i joc cald de 3, șah. Și acum probabil o să-i joc și nebun C5, mutarea următoare. Deși trebuie să fiu atent, pentru că el vrea să-mi ia pionul din G7. Ce aș putea face? Încă o dată, aș fi vrut să joc nebun C5, din păcate nu îmi atacă doar pionul din E4, îmi atacă și pionul din G7. Dacă mi-a N4, o să-i pot să joc cald F2 după nebun C5. Dar îmi ia în G7 cu tempo, după care nu mai am ce face. Voi încerca altceva. O să iau un C3 prima oară. Ceea ce nu prea aș fi vrut să fac, dar cred că este necesar. Și acum, încă o dată, voi iniția schimbul damelor. În același timp îmi apăr și pionul din E4. Nu poate să-mi ia N4 pentru că îi atac pionul din F2. Dacă mi-a N4, îi voi lua în F2, șahmat. Bun, acum mă lasă să mențin damele, ceea ce e un lucru bun. Voi sacrifica un pion, pionul din E4, și apăra pionul din F2 cu nebunul din E3. Deci nu mai pot să-i dau șahmat. Dar calul din D3 va putea fi apărat cu nebunul din F5. Și acum, încă o dată, vedem cât de importante sunt câmpurile albe. Pur și simplu, nebunul din F5 va fi un monstru și va câștiga partida, cel mai probabil. Am o idee. Aș putea să-i joc nebun H3. Din păcate, nebun H3 se va apăra cu rege E2. Nu-mi va lua nebunul pentru că dama e F3 ar câștiga dama. Dar nu voi face treaba aia. Voi juca E4. Îmi deschid dama. Acum o să iau un C3, mutarea următoare. Trebuie să grăbim lucrurile puțin pentru că mai am doar 2 minute și el are 4. Adversarul deci... juca foarte rapid, dar să vedem și cât de bine. Da. Voi juca H5. Vreau să joc nebun G4. Să pun presiune încă o dată pe câmpurile albe. H3, o mutare bună. Dar, după cum vedem, calul din G1 nu face absolut nimic. E complet prins. Tura din H1 la fel. Deci el joacă fără două piese. Două piese extrem de importante. Cumva, de-aia nici n-ai făcut încă rocada pentru că... Nu mă atacă. Sau, da, pur și simplu nu am nicio problemă cu regele. De obicei, când vedem prezența nebunilor de culori diferite, este foarte important cine are inițiativa. În poziția asta, bineînțeles, negru are inițiativa, pentru că regele pe F1 e destul de slăbit. Regele meu pe E8 nu are absolut nicio problemă. Voi juca acum. Voi juca chiar rocada mare. Nu am vrut să joc rocada mică pentru că dama H5 era o problemă, deși nu era o mare problemă. Bun. Încearcă să-și găsească un pic de contrajoc. Trebuie să fim atenți. Pentru că dacă iau... Aha. Foarte... Foarte interesantă ideea lui. Dacă îi luam în D6, juca tură C1. Și îmi prindea dama. Pentru că nu pot să iau cu calul, pentru că dama ia C4. Asta e o mutare foarte, foarte interesant. Da, 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 da. O idee interesantă a lui. Dacă într-adevăr a văzut-o, probabil că dacă n-a văzut-o, n-a gândit-o, ar fi văzut-o imediat ce ai fi imediat, luat. Da. Aș putea să-i joc E3 și a pus tura pe B1. Asta a fost și ideea mea, să-i joc E3 să-mi deschid nebunul. Sacrific un pion, îmi deschid nebunul, deschid câmpurile albe. Și acum este game over. Pentru că facem așa, putem să-i luăm absolut toate piesele. Nici nu știu cum. Câteodată te întreb cum să iei toate piesele adversarului. Ai mai multe posibilități. Și de-aia i-am luat tura de pe H1 prima oară, acum vreau să iau tura de pe B1. Pot să-i joc calfe 2 și să iau tura de pe B1. Bun, am promis telespectatorilor că o să iau tura. Deci, trebuie să mă țin de cuvânt. Puteam să iau și la F4. Era o opțiune. Acum o să-i joc G5 pentru că vreau să îmi deschid tura. Cumva vreau să-l forțez pe el să-mi ia în G5.
îi voi lua în D6, pionul ăsta de pe D6 este singurul atacator al albului. Exact, cel de care se legau speranțele lui. Da. Acum e de așteptat să cedeze. Cât de curând cred că se va întâmpla și acest lucru. Nu mai are contrajoc. Dar mai am 57 de secunde. Asta fac tot timpul pe streamurile mele. Vorbesc, după care ajung la ultimele 30 de secunde și nu mai știu ce să fac. Și pierd foarte multe partide. Și Bruce, nu mai vorbești. Da, da, exact. Da. Bun, îi atacăm nebunul din G5, ne dublăm pe coloana D. Vrem să-i jucăm tură de 1 sau tură de, de 2 sau tură de 1. Începem cu tură de 1. Chiar atacăm tură de 2, sacrificăm tura, după care șahmat pe H1. Să vedem dacă se va materializa. Da, se va materializa. Dacă ia cu dama, bineînțeles, dama în plus. Și acum șahmat pe H1. Cam asta a fost. Vorbește-ne puțin despre streamurile pe care le faci. Ai o activitate intensă în acest domeniu. Da, am început să fac streaming pe Twitch anul trecut. Pentru că foarte multe persoane, până și Nakamura a început acum să facă streaming destul de des. Cumva nu am putut să fac asta foarte mult pentru că am intrat în pâine din perspectiva colaborajului meu cu Fabiano. Deci aia mi-a ocupat tot timpul pe parcursul anului. Dar cu siguranță voi reveni la streaming. Nu am un orar stabilit, bineînțeles că asta probabil că voi încerca să revin, să fiu mai organizat pe streaming. Asta e foarte important, să fii organizat pe streaming pentru să știe lumea când să te aștepte, practic. Mulțumesc, Cristi Chirilă, pentru prezența în studio, pentru partidele școală și pentru interviul pe care ni l-a acordat, interviul pe care iubitorii șahului îl pot găsi pe canalul nostru de YouTube. Îți urez mult succes în tot ceea ce ți-ai propus. Mulțumesc, Ciprian. Domnilor și domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Sunt Ciprian Grețescu și vă dau întâlnire la un nou episod din Șahmat, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră. La revedere!